Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, pentru partea a doua a emisiunii, raportul de seară. Alături de mine se află domnul Ioan Pavel, primarul comunei Dumbrăveni. Domnule primar, acum la al patrulea mandat. Considerați după aceste alegeri, după, eu știu, ultimul mandat, mandatul cu numărul 3, considerați că mai trebuie ceva? uns în primărie, roticele mai schimbate, mai trebuie sau continuați cu aceiași oameni, cu aceeași echipă? <coughs> Unul din contracandidații meu, un profesor de la școală, de la dreapta liberală sau ceva de genul ăsta, a ieșit în campanie și a zis că primăria Dumnezeu este foarte stufoasă și că dacă dumnealui va ieși primar, o să pună lucrurile la punct și o să regleze. Sala de sport, ea familiei Pavă și că numai ei o folosește. Mă rog, Acum vreau să vă spun un lucru. Sala de sport, la Dumbrăveni, când este școală, de la 8 dimineața la 8 seara, este ocupată de școală. Da. Nu poți să faci nimic copii, în timpul ăsta, cu mulți copii. Iar vis-a-vis -vis de primărie, eu cred că sunt primăria cu cei mai puțini funcționari publici din județ. Adică, am 12 funcționari publici la numărul care, care deservesc 10.400 de locuitori. Fiecare serviciu din primăria comunei Dumbrăveni este format dintr-un singur om. Mm. Doar casieri. Avem doi, pentru că unul din ei în fiecare zi pleacă la trezorărie cu banii, cu documente. Cu... Da, da. În rest, toate serviciile sunt formate dintr-un singur om. Și, uh, și funcționează se și lucrăm uca? bine. O adeverință durează 15 10 minute maxim. Mm -hmm. Dacă în un document de arhivă durează 15 minute. O adeverință la apea durează 15 minute. În alte primării durează 3 zile, 4 zile, depinde. Nu în toate, în unele. Mm -hmm. Oare n-am ce schimba în primărie? A, absolut nimic. Sunt atât de mulțumit că oamenii lucrează foarte bine, nu am sincope, să vine ceva să-i spun nu mi-a dat documentul la timp sau m-a mm -hmm. încurcat un funcționar. Nu există așa ceva. Mm -hmm. Nu există așa ceva. Atâta timp cât sunt primar. Că la, la atunci când fundamentați proiecte apelați la o firmă de consultanță. Nu? Am un om, uh, șeful de la achiziții dar... publice, are și făcute și câteva cursuri, le-am trimis la cursuri. Da. Cele care sunt ușoare le facem noi, cele care sunt mai complicate, mai grele, le dăm uh, mm, la da. uh, firme de consultanță. Da, da, da. Sunt lucruri complicate în care nu, uh, ai apucat să trimiți, să încarci pe, pe computer și să trimiți la, la uh, fondurile europene, nu mai poți să le schimbi. Da. Atunci evit să încurc lucrurile. Vorbesc cu o firmă de consultanță, îl luăm de pe SIAP și facem consultanța ca să nu... Da. O firmă asta face, și știe să facă bine. Mm -hmm. Dar Bun. lucrurile deci... ușoare le facem noi. Da. Și atunci rămâneți în acest format? În acest fără... format, da. Fără da, da. noi Sigur angajări că da. sau ceva Sigur de Sigur că noastră. da. Rămânem în acest format. Uh, pentru... O să avem câteva angajări, probabil, pentru că anul ăsta terminăm Centrul Cultural, ah. terminăm Bazinul Școlar de Not și acolo trebuie să niște oameni. Terminăm Policlinica anul ăsta. Da, așa. Și acolo vom avea nevoie de niște oameni. Da. Dar asta nu e niciun fel de problemă. Vom vorbi Vorbeam de aparatul Nu, aparatul primărie nu trebuie să mai aducem pe nimeni. Nu putem să trimitem cineva acasă când ne descoperim. Volumul de muncă poate prea mare. Volumul e bun. Le-am dat salarii bune să nu mai trebuiască să mai angajez lângă el altul. Și am spus foarte bine. Bun, îți aduc un om lângă tine, da? Să fiți doi. Să fiți doi. Dar salariul se micșorează. A, atunci nu vrem. Facem noi tot ce trebuie uh -huh. și luăm salariul așa cum l-am stabilit noi. Uh -huh. Foarte bine. Dar Și nu-i problemă. Dacă îl chem la 5, la 6, că am nevoie de un document, funcționarul vine și mai ajută, că majoritatea sunt din Dumnezeu. Așa, asta e foarte bine. Da. Și fac treabă și nu, nu trebuie să mă complic eu cu... Ba, înainte de a merge și a discuta puțin despre uh, Consiliul Local, uh, spuneți-mi, există un altfel de presiune acum la începutul mandatului 4? Așa, nu, pe nu, nu, nu. Resimțit, nu, 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 nu am nicio presiune. Dume... De ce nu am presiune eu la începutul mandatului? Pentru că e continuitate da, asta și e ar... un lucru da. normal. Da. Nu. Cum să vă spun? Pentru adică nu vă, vă iau anumite frisoane, domnule. În mandatul următor trebuie și mai mult. Da, Alt bine. Am, am un plan foarte bine pus la punct. Da. Știu ce am de făcut. O să dezvoltăm. Da. Știu ce am de făcut, adică nu, nu fac rabat de la ce am spus în campanie electorală. Ce am pus pe pliantul ăla. n am, da. n -am vorbit cu nimeni, v-am spus. Da, da. Dar pliantul a ajuns la om acasă. Am pus pe o, pe o parte de pliant ce am făcut în mandatul meu, dar am strâns lucruri mai importante. Da, 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 da. N-am pus tot, când trebuia trei foi. Pe da. partea opusă am, am discutat, pus ce vreau da. să fac în mandatul viitor. Mm -hmm. Dacă Dumnezeu ne ajută și ne dă sănătate, cam asta vreau să fac. Mm -hmm. Ei, pliantul ăla nu trebuie să-l citesc ca doua oară, că le, îl știu. Mi da. l-a făcut unul din colegii mei, consilieri, uh, care a, a gândit lucrul ăsta împreună. El a făcut mm. uh, treaba asta mai detailată, uh, consilierul Gheorghiță Vatamanu. El m-a ajutat în treaba asta și mulțumesc frumos. Uh, și știu exact ce am de făcut. Mm. N-am presiune pentru că uh, multe lucruri le facem pe bugetul local, Fiind în opoziție, nu știm, până o să fie la legile generale, uh -huh. dar fiind în opoziție, eu am mai fost în opoziție, domnul Chidovăz. N-am ce să spun. Da. Nu încep să plâng acum că sunt în opoziție. Că nu poți să fii doar la putere toată ziua, nu? Bun, dar un, mandat ai... la, un mandat ești la putere și o să faci treaba. Da. Dar da, am proiecte că depuse, care curg. Există această posibilitate legată de fondurile europene. Acolo, acolo nu trebuie doar să un pic de ajutor la finanțare. Ai... Cunoștință politică da. de la nimeni, pentru că acolo s-a făcut un lucru foarte frumos. Mm. Adică ți a făcut proiectul, l-ai încărcat și l-ai trimis. Atât. Nu poate interveni nimeni. Mm -hmm. Nimeni. Mm -hmm. S-a închis subiectul ăsta. Mm -hmm. Dacă în 2008, 2012 se putea face asta, acum nu se mai poate. Da. Iar în cofinanțările, sigur, ți le pui, știi ce ai de făcut și vezi cât am cofinanțare la proiectat. Mm. 10.000 de lei, un milion de lei. Și îți pui banii deoparte pentru cofinanțare, pe perioada implementării. Da. Nu sunt lucruri complicate. Da. Dar trebuie să te ții de, 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 de proiecția care ai făcut-o și de promisiunile care le-ai făcut. Da. Uh, domnule primar, mai amână un pic discuția despre Consiliul Local Dumbrăveni Mergem la Consiliul Județean. Domnul președinte reales, domnul Futur, face apel la toți primarii. Vrea o dezvoltare coerentă a județului. Și, nu știu, de multe ori, da, e cunoscut. Liberalul Flutur a mai lovit în stânga, a mai lovit în dreapta. El face acest apel. Credeți că e posibil? Pentru că în ideea asta a făcut acest apel sunt fonduri europene foarte multe, haideți să facem. Pe bucățele, aici, ce avem nevoie acolo. Credeți în acest apel? Eu, bă, ca primar. dacă sunt la televizor, acum îi doresc succes maxim domnului președinte. A câștigat Consiliul Județean. Felicitări! E, are mandat să discute cu noi. Da. Noi nu suntem subordonați Consiliul Absolut, Județean. Da, da, da. Dar asta Voi nu -mi înseamnă că nu, nu putem discuta. Da. Discutăm într-un mod elegant, frumos, eu, adevăr, că am fost foarte rar la Consiliul de Țară, să știți. Dar <laughs> asta, știm. asta nu înseamnă că da. uh, președintele Flutur ne vorbim, uh, ne înjurăm la televizor, pe stradă, prin sat. Da. Deci vă, vă, vă mărturisesc a două oară. Nu am vorbit despre niciun partid politic, Așa nici pro, nici contra. Da. Nu, că nu e treaba mea asta. Fiecare să-și facă campanie electorală dacă vrea să ia voturi. Da. Să-și facă campanie electorală, că e liber, suntem într-o țară liberă, e constituțional. Să faci campanie, e legal, legal. Eu rest succes încă o dată. Probabil ne va chema la o discuție la Consiliul de la care vom participa toți, că așa da, e frumos. Da, ne da. invită pe ședinte, ne ducem acolo, ne explică despre ce e vorba. Eu cred că se poate. Eu cred că se poate. Nu văd mm -hmm. de ce nu s-ar putea. Da, da. Până la urmă, fondurile europene nu au culoare politică. Absolut. Da? Ele vin la Uniunea Europeană să distribuie în mod corect cine face proiecte vandabile, proiecte bune ăla ia bani. Deci, punctual Noi... dacă va fi un sigur, interes, sigur, în... sigur, am interes, în, sigur că în am interesul comunităților, da? Da. Adică, zic Deci, eu, eu am interesul meu foarte mare este pe gaz metan. Noi avem canalizarea și apa da. am ăsta ei. Avem comuna și singurul sat care avem e 100% apă 100%. și canalizare care vă spun, v-am mai spus și altă dată, nu are da. nimeni așa ceva. Nicio localitate din județul ăsta nu are 100% apă și canal. Și vă spun 100%. Că Informat. Da, sigur. Nu. Da. Sunt sate care nu vor avea canalizare peste vreo 20 de ani. O să mai vorbim noi, o să mai întâlnim. Merită, merită. merită da. Capitolul ăsta este închis la mine. În schimb, e deschis capitolul gaz-metan, e deschis capitolul drumuri, da? Și avem, mai avem, mai avem multe lucruri de făcut. Un că... coleg, coleg de-al meu, un jurnalist, a spus că ce s-a lucrat, ce s-a făcut în trei mandate în nu s-a făcut în 500 de ani de când. Există. Păi, Domnul, domnul Tudovăț, Noi, primare, din ultimele două, trei mandate, acum, da. a, noi am scris istorie, domnule. De ce da. spun asta? Deci de 100 de ani. Da. 100 de ani de când e România mare. Da. Nu mai spun că mai avem și înainte de România mare. Destui. Da. În Comuna noastră. În Comuna mea. Da. Și în toate Comunele din județul ăsta. Da. N-a fost canalizare, apă și asfalt, domnule. N-a fost nimic. Așa a fost da. dezastru. Da. Da. Noroai. Bun, și destul de greu la început de lucrat. birocrație, bine, sigur. Impusă de... Eu când am venit primar, noastre. în 2008, da. Comuna Dumbrăveni avea două drumuri județene și un drum național cu asfalt. Ca nu stai noastre. Așa. Nu stai noastre. În Ori, eu, fiind primar, am pus primul asfalt pe stradă în Dumbrăveni, istoria Dumbrăveniului. Stra strada, Comunei. Ca, ca Comuna Dumbrăveni, da. sigur, da, o da. drumuri comunale. Da. Dumnezeu, asta este istorie. Câte, câte lucruri, avem toalete la școală, în curte, era o mizerie și un dezastru, nu așa, ți era grea să mergi la școală, la, 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 la școală. Acum totul e în interior, toalete, încălziri centrală, curățenie, mobilier nou. Care scurt, de altfel, într-o Uniune Europeană, da. într-o într globalizare cum ne dorim noi să fie, da. sunt lucruri normale. Sunt lucruri normale, lucruri. asta nu n-a da. făcut nicio bravură noi, astea da. sunt lucruri normale. E... A fost un stres, totuși. Vorbim aici și un pic de, de curaj, pentru că v-am spus, hârțogărea aia, adică v-am spus, știți foarte bine, puneau oameni în dificultăți, oh, oamenii nu erau pregătiți. Eu știu, o greșeală poate era privită de cei, de cei care controlează, da? de cei care cercetează. Poate cu rea voință primarul a făcut sau eu știu secretarul sau știu, mai păi departe. Să vă spun ce am pățit 2000-2004 cu apa și canalizarea? Mă duceam la București, la București se depunea tot. Da, da, atunci mă da. duceam și de două ori pe săptămână la București, că nu era ștampila pusă în colț, ăla, pusă în colțul ăla. Da, că nu e bună ave... hotărârea de Consiliu, că mai trebuia trecut două rânduri. Dar nici ei nu știau. Era totul la început. Da, nu știa da. nimeni cum să și facă. Cu să pardă. A fost primul pro program. Da, da, da. Și n-am beneficiat era de la. Program de preaderare. Ca sigur că da, da, sigur că da. 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 A fost da. greu, tare. Da. Acum lucrurile s-au mai... mai. Sunt firme care știu să facă foarte bine proiecte. Foarte bine, care mergi garantat 100% la, da, la câștig. La câștig, da. Sigur? Sigur? Au învățat. Consiliul local. 13 membri. 13 consilieri, da. Pe trei are 3 consilieri și dreapta liberală are un consilier. Un consilier. Uh, Cine va fi mâna dreaptă? Veți avea și consilieri personali? Un consilier personal l-am, cel care l-am avut înainte, nu da, l-am da. schimbat. Uh, 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 viceprimarul vom stabili în ziua când depunem jurământul. Ok. Oh. Așa nu am stabilit. ne spuneți un nume. Nu, nu. Așa am stabilit, așa facem. Și. Da, e, este avem deja ales. De mine atât. Ah, deci de Doar de dumneavoastră. Da, nu știe nimeni. Nu știe nimeni. Nu. Dar de ce îi țineți așa? În... Pentru că eu lucrez cu el în viitorii patru ani. Aha. Cu acea persoană voi lucra eu. Aha. Cu Și evaluarea se va face atunci în ziua ăla, Constituirii și. vă voi spune unui consilier să propună pe consilierul cu tare. Aha. Pentru că eu lucrez cu, cu viceprimarul, indiferent. Da, da. Și avem băieți tineri. tineri am adus aveți, băieți tineri da, în, în Consiliu, trei, da. da. Avem doamne, trei doamne în Consiliu, patru. Mm -hmm. Am avut cinci în celălalt Consiliu. Avem băieți tineri și avem și oameni pic mai în vârstă. Mm -hmm. Avem un om un pensionar care e un factor de echilibru, așa, de acolo, în, da? în Consiliu un om extraordinar, adică nu, nu, putem să imputăm nimic. L-am dat mai jos un picuț pe listă, dar s-a învârtit lucruri în așa fel încât a intrat. A intrat, da, da. A intrat și foarte bine că a intrat. Da. Consiliul n-am avut probleme niciodată. Ați spus Indiferent că nu. da. câți consilieri am avut, am avut, cum să vă spun eu, înțelepciunea dată da. de la Dumnezeu să pot să mă înțeleg cu ei, să votăm pentru comună, nu pentru primar sau pentru viceprimar sau pentru consilier local. Uh -huh. Întotdeauna, v-am spus, 99 din hotărârile de consiliu sunt cu unanimitate de vot. Asta e foarte important foarte pentru un consiliu local. Dar... Și, nu, îmi spune eu. cineva uh, că în consiliu... Și, reprezintă și executivul sigur, da? sigur. adică munca executivului, munca Categori, primarului. Da? Adică păi suntem împreună păi acolo. Da? Noi facem împreună. Adică, Nu-i doar primarul. A, ah, că aduce primarul niște bani. A muncii primarului, da. Că umblă pe drum. A asta e altceva. El e plătit și... pentru asta. Da. Da? E de da? un salar. Da. Dar munca este executivul cu, cu, cu consiliul, împreună cu Consiliul Local. Noi suntem împreună. Da, asta spune și ceva și despre calitatea primarului. Și a, a, a de asta a executivului, nu, nu om, vreau ca, să mă laud ca eu, ca nu o să înțeleg niciodată când am avut discuții că Consiliul Local, dacă nu ai majoritate, nu te poți înțelege. Eu am avut 2008 2012 la anumite niveluri, să prea mult... Da. Uh, am avut uh, 50 plus 1. Uh -huh. și erau proiecte care trebuia două-trei două Dom'le, două, aveam, ne certam, ne, putai, ne spai de mine. Dar, la urmă, da. adoptam un proiect. Păi, de asta este deliberativ, nu? Da. Adoptam un proiect pentru Comunatul Îmbrăvii, nu pentru primar sau da, pentru partidul de da. opoziție sau pentru la putere. Da, da. Eu cred că depinde foarte mult de primar cum pune problema. Da. Dacă vorbești de pe cal, așa, în Consiliu, știa, burici acolo la ei, și la restul cu ei, mare e, și tare. Mai greu în zona urbană. Atunci oamenii, da. Atunci azi, oamenii spun, da. da. ce? Lasă că dăm la picioare dacă tu vorbești de pe cal cu noi. Da. Nu, oamenii sunt tot oameni ca noi, sunt aleși și ei, da. dar sunt aleși și, și consilierele consilierii locali și trebuie să vorbești cu respect față da, de da. ei. Da. Pentru că ai nevoie să discuți, să aprobi și să face lucruri mm. frumoase, nu? Da. Bă, nu mai insist cu viceprimarul că mă știu dintr-o bucată și e clar. E mm. Am nimeni și nu. Da. Uh, Spre Ajungem imediat și la câteva proiecte. Uh, ce experiențe aduceți pentru mandatul următor? Mm -hmm. Experiențe din uh, mandatul trecut. Ceva nou cu care v-ați întâlnit, să zicem, în al treilea mandat? nu mă Că provocări au fost. Bă. da, nu pot să spun de experiențe, dar îmi doresc în mandatul ăsta să aduc câteva proiecte despre frumos. Adică? Adică de mai multe flori, un iluminat public stradal pe anumite străzi în localitate, nu să faci numai centrul localității, pe întreg majoritatea oamenilor, să intri un pic în Interiorul localității. Mm. Locuri de joacă pentru copii în interiorul localității, nu doar în parcul comunal sau în anumite zone în care s-a să ție și da. l-ai făcut. Da. Adică, câteva lucruri frumoase. Ca oamenii și în bucata de drum unde stă acolo, bucure. să se bucure de aia. Da. Să zic, bă, mă duc până în centrul comunii să văd că e tare frumos în centrul comunei. Mm. Nu, duc un pic de frumos și în bucata lui acolo, în, mm. în zona lui unde locuiește. Există este. proiecte? În... Există, sigur, am, am da. cap multe lucruri. Mm -hmm. Acum eu sunt și un om a, a. cum să vă spun eu? a surprizelor. Aha. Îmi place să fac surprize. Mă întreb cu dar ce vreți să faci aici? Zgăduiește-l, dar astea nu o să fie gata, o să vezi ce, ce e să aici. Mm -hmm. Dar nu, puteți să-mi spuneți, a, o să fie un loc frumos. Deci să se aștepte la ceva frumos. lucruri frumoase. Lucruri la lucruri frumoase. frumoase, da, pentru că cetățenii mele chiar merită mm -hmm. și nu numai, toți cetățenii din țara asta merită, pentru că noi am da, avut da. numai comunisme și numai lucruri da. urâte făcute doar să fie făcut acolo. Bun, acum greu a că trecut canalizarea. Să depășești canalizarea și sigur. apa. Mai e, de într-adevăr. Deci pare că te foarte mult pe canalizări și pe ape. Da, da. Să duc de acum în drumuri asfaltate. Da. Să duc, v-am spus, în locuri amenajate frumos, locuri de joacă pentru copii. Mm. Câteva, câteva lucruri, așa, wow, oamenii să oamenii se bucure când trec pe acolo. Mm. Să stea pe o bancă, niște un bătrân, să se uite la o floare, la un iluminat mai special, așa, seara, cât de noapte ar fi el să stea pe banca aia și să fie ca ziua în jurul lui. Aha, am bătrâni aha. care îmi spun, sigur, am, am modernizat, modernizat iluminatul public pe LED în totalitate. Da, da. Și le întreb moșule să mai ars becurile pe la stâlp, chiar așa vorbesc. Da? Nu, domn primar, dar știi că dau 4 lei la curent electric, dar de ce moșule? Păi când s-a becul la stâlp, la mine în casă e ca ziua. Eu <laughs> nu, nu mai aprind becul. Dau 3 lei, 4 lei, 5 lei la iluminat, la ion. Da, zic, uite, mă, Stralul, la becul e, de pe stradă. Vedeți da? lucrurile astea la niște oameni în vârstă care au prins cât de cât ca și noi până la urmă. Și noi am prins lucrurile da. vechi și pe vremea da. comuniștilor, dar ei vin mai de mult ca noi. Da. Când văd lucrurile astea, știți cât de mult se bucură. Tornam asfalt pe o stradă câțiva ani în urmă, o bătrânică, eram pe acolo cu oamenii, ceva. Dar da. niște podețe să-mi facă ceva acolo și vine o bătrânică la mine, era cald asfaltul, așa, după amiază, răcoare afară, era spre toamnă, așa. Și spune bă bătrâna, domnul primar, am căzut cum mor și nu mai merg pe asfalt în fața porții mele. Zic, a fost o chestie așa, uh, la inimă, parcă mi-a fost... Mi o, mi ca o jele, așa, știți? Da, Îți da, de da Băi, o, o, săracă un lucru de exact, un Băi, muream și nu mai apucam să merg pe asfalt. Da, Domnul pot să mă așez un pic? Pe... Poți să stai bunică, poți să dormi pe asfalt aici. Era cald și asfalt. S-a așezat jos bunica, stătea și se uita. Domnul Chinovă, Ei vezi pe oameni că se bucură și că ar fi trecut din viață și nu s-ar fi văzut asfalt la poarta ei. Oare vreodată o să mai văd de un asfalt, nu mai am praf? Mai pun oameni la uscat. Nu toată lumea are mașini de spălat, să știți. Mai sunt încă oameni bătrâni, că nici nu știu să umble cu ea. Da, și alte... Nu acceptă canalizarea, că el știe toaleta în grădină, nu poți să-l convins. pe el, da. nici nu are bani, dar, dar dacă are copii să-i ducă canalizarea și apa în casă, dar ei își doresc, spală, pune pe o sârmă afară să usuce rufele. praf. Da. Și el zic, da, oare mai fi, oi mai trăi, eu, domn primar, oare? Da. A, moșule, poate dă Dumnezeu și ai să trăiești și mai să vezi asfalt la poartă. Vedeți, mai lucrurile astea te face să muncești câteodată zi și noapte. Mm -hmm. De aia, de aia, poate de asta Dumnezeu ne-a ne ne păstrat pentru vremea asta. Da. Până la urmă, domnul Chidovăț, nimic nu i la voie întâmplării. Da. Să nu credeți că, ba, da, ce, la Baleț, la Dumnezeu, da, așa trebuia. Nu, nu, nu mm -hmm. chiar așa. Deci Dumnezeu le așează pe toate în momente potrivite, oameni potriviți. Și da. faci câte un lucru foarte, foarte frumos, foarte interesant. Și stai și te gândești, mă, oare... Dacă ar fi fost alt coleg de-al meu primar, l-ar fi făcut la fel? Ori l-ar fi făcut încearcă, sau nu l ar fi făcut? Vă încearcă asemenea întrebări. Sigur că da! Uh -huh. Eu profit de orice moment să fac ceva pentru comună. Dar mă întreb, oare ar fi făcut toți primarii care ar fi fost în locul meu? Sau poate mai la fel bine, sau, bine? Poate mai bine la... sau mai prost? Sau deloc? Da, da. E bine că îl facem până la urmă. Că ne uităm și la alții cum au făcut lucrul ăla. Da. Vedem dacă e ceva de, ceva de făcut. Ceva de făcut la lucrul ăla, da. de, poate de îmbunătățit, și facem lucrurile să fie bune. Da. Dar uh, sunt lucruri care nu, nu ți venea crede că le faci. Mm -hmm. Până a avut comună asta, așa ceva, va, te uiți. suntem, probabil. Păi mai aduceți și avionul ăla la. Da, sigur că, da. Sigur da. că da. da. Mai luăm o pauză de publicitate, doamnelor și domnilor. Revenim imediat.